Am votat cu încredere pentru un viitor mai bun. Am votat pentru stabilitate, pentru dezvoltare, pentru bunăstare. Am votat pentru o Moldovă modernă, pentru o Moldovă democratică, pentru o Moldovă europeană. Și vreau să îndemn toți cetățenii moldoveni să vină astăzi la vot și să voteze așa cum consideră că este mai bine. Să voteze pentru o Moldovă așa cum își doresc ei să o aibă. De aceea trebuie să folosim această oportunitate, această șansă. Și dacă într-adevăr vrem o Moldovă mai bună, o Moldovă mai prosperă, atunci să venim astăzi la vot. Ce așteptări aveți de la lege? Eu am așteptări că acest Parlament va fi mai bun decât Parlamentul precedent. Aștept ca decizia cetățenilor să ducă la ceea ca să avem o stabilitate în Parlament, să putem constitui o majoritate solidă, o majoritate pro-europeană, un Parlament care să poată să formeze un guvern competent, un guvern pro-european, astfel încât în continuare să ne mișcăm mult mai rapid, cu pași așa mult mai ferm, în direcția în care așteaptă și cetățenii noștri. Cum credeți, în general, oamenii vor ieși la vot? Care este, în general, dispoziția astăzi? Eu cred că această zi cu soare va fi un îndemn și pentru cetățenii noștri, mai ales pentru cei care poate încă nu s-au hotărât, pentru cei indeciși, pentru că asta arată și sondajele. Există un număr relativ mare de persoane care încă poate nu au decis până în ziua de astăzi, dar eu vreau să cred că totuși toți cetățenii vor înțelege importanța acestor alegeri pentru țara noastră și vor înțelege că, de fapt, votul fiecare contează. Deci eu aștept o participare masivă la aceste alegeri. Și îndemn încă o dată cetățenii să vină la vot. Ce este cel mai important după alegerile pentru cetățenii? Pentru țara noastră, ce este cel mai important? Cel mai important lucru este să asigurăm stabilitate pentru 4 ani înainte. Așa cum spuneam, o majoritate solidă, să putem vota guvernul, să putem procede la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care de fapt este o foaie de parcurs pentru dezvoltarea țării noastre, și să trecem nu doar la implementarea acestei agende de asociere care deja a fost elaborată, dar să avem un program de guvernare bine structurat, fiindcă partidele noastre au venit cu soluții foarte bune pentru problemele pe care le avem în țară. Trebuie să facem ca prin creștere economică, prin investiții și locuri de muncă aici în țară, să asigurăm cât mai bune condiții cetățenilor noștri, mă refer în primul rând la nivelul de bunăstare, pensii, salarii, tot ceea ce ține de bunăstarea fiecărei familii din țara noastră.